Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vieți Schimbate. Atmosfera din preajma sărbătorilor este încărcată de bucurie, de speranță, de entuziasm, de tot felul de lucruri bune, de cadouri. Suntem mai deschiși, mai comunicativi și încercăm să umplem acele goluri pe care le avem în suflet și să uităm de problemele, de frustrările, de tot ceea ce ne-a împovărat în anul care se apropie de încheiere. Nu e nimic rău în acest lucru. E bine să îți iei timp pentru repaus, pentru liniște, pentru comunicare, pentru familie, pentru Dumnezeu, pentru tot ceea ce înseamnă lucrurile de adevărată importanță în viață. Și în seara aceasta aș vrea să vedem cum se joacă oamenii în această perioadă și nu doar în această perioadă, în extreme, extrema hedonistă și extrema habotnicilor, extrema acelor oameni care pur și simplu reprimă orice bucurie și plăcere a vieții. De aceea am intitulat mesajul din seara aceasta Fericiții risipitori și neprihăniții încruntați. Fericiții risipitori. O extremă în care oamenii cad. Plăcerea cu orice preț. Nu mai contează niciun principiu, nu mai contează nicio regulă, nu mai contează absolut nimic. Este important să te bucuri doar de plăcerile vieții. Iar cealaltă extremă, acei neprihăniți, încruntați, tot timpul serioși, cu degetul amenințător spre tine, care sunt gata să-ți răspundă la orice plăcere și bucurie a vieții, cu așa spune Domnul, urmează asta, urmează cealaltă, să condamne absolut tot. Avem o pildă în Sfânta Scriptură în care Mântuitorul prezintă ambele categorii. Este vorba de pilda fiului risipitor, așa este intitulată pericopa, însă știți cu toții că pericopele au fost adăugate ulterior. Nu au fost inserate în textul sacru încă de la început. Dar după aceea, din dorința de a facilita citirea cuvântului lui Dumnezeu, din dorința de a face mai accesibilă și mai ușor de înțeles Sfânta Scriptură, unii scritori au introdus și aceste titluri în cadrul capitolelor sau la început de capitol intitulate pericope. Dacă citim cu atenție însă această pericopă, ne dăm seama că nu e vorba doar de un fiu risipitor, ci este vorba de doi fii risipitori. Unul a risipit averea tatălui departe de casă, într-un mod irresponsabil, iar celălalt a risipit bunătatea tatălui și binecuvântările de care se bucura acasă, folosindu-se de situațiile și de avantajele pe care îi le oferea tata, dar să nu credeți că ăsta era mai bun. Unul era libertin, altul era habotnic. Și avem de-a face cu cheflii și habotnici. Chefliul a venit într-o zi la tata și a zis: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Fiți atenți cum pune problema. Dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Ce ți se cuvine ție? De multe ori venim înaintea lui Dumnezeu cu pretenții, cu tot felul de liste, ca la Moș Crăciun. Vreau aia, vreau aia, vreau cealaltă, vreau cealaltă. Neapărat trebuie să le împlinești. Însă, trebuie să fim conștienți că tot ceea ce ni se dă bun vine de la Dumnezeu, dar noi nu merităm nimic. Dăm partea de avere ce ni se cuvine. Și deși cererea aceasta era foarte obraznică și foarte îndrăzneață și ar fi trebuit ca tata să îl pună la punct, în bunătatea și în mărinimia lui, tatăl, spune cuvântul, le-a împărțit fiecăruia partea de avere. Și celui libertin, chefliu, și celui habotnic. Le-a dat fiecăruia partea de avere.
dacă citim în continuare, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Este tipicul hedonistului care nu are niciun scop și un țel în viață decât să se distreze. Și apropo, odată cu accentuarea lipsei de perspective în lumea noastră, oamenii încep să cheltuie din ce în ce mai mult, vorba lui Pavel, să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Nu mai au perspective, nu mai au acea dimensiune a viitorului, a investițiilor, a planificărilor, pentru că își dau seama că economia este foarte șubredă, își dau seama că lucrurile merg într-o direcție imprevizibilă și atunci oamenii zic, păi, decât să mai stau să mă stresez, să mai strâng, să mai fac nu știu ce, risipez tot ce am oricum. Azi mănânc, beau, să fiu fericit și în rest nu mai contează nimic viitorul, ce e ăla? Într-o zi vorbeam cu un domn care era din Republica Moldova și lucra ca ghid turistic în zona aceea a cabinei, de la a telecabinei care urcă sus la Babe și la Sfinx. Și a zis, domnule, zice, așa ceva, să arunce oamenii cu banii, să dea 200 și ceva de lei pe o urcare, să arunce cu banii pe mâncare, să dea 50 de lei, 50 ceva de lei pe o ciorbă. Zice, oamenii ăștia nu mai au perspectiva viitorului. Totul este pentru acum și să nu credeți că vin doar ăia cu bani mulți ca să cheltuie. Vin foarte mulți oameni de valoare modestă din punct de vedere financiar, dar cheltuie în neștire. De ce? Pentru că nu mai au dimensiunea viitorului și nu interesează lucrul ăsta. Dăm partea de avere acum, dăm salariu, dăm leafa, mă duc, mă îmbăt, îmi fac de cap, nu mă mai interesează nimic. Cheflii. În cealaltă parte sunt habotnicii. Fiul habotnic s-a bucurat oarecum de plecarea fratelui mai tânăr, pentru că îi rămâne lui tot, rămâne șef pe moșie. Lucrul ăsta reiese din atitudinea pe care a avut-o atunci când fratele lui s-a întors acasă. Ha, te-ai dus, nenorocitule, dus să fii. Și să știți că atitudinea asta cinică a sfântului care rămâne în biserică, care rămâne lângă Dumnezeu chipurile, care rămâne nepătat, care și-a păstrat onoarea, care și-a păstrat imaginea, care nu a făcut păcatul respectiv sau celălalt, sau cel puțin a fost dovedit, că numai Dumnezeu știe câți draci avea în suflet celălalt și frustrări, da? Dar cel puțin el nu a făcut păcatele astea vizibil și l-ar fi dorit, zice, mie nu mi-ai dat să fac un chef, nici măcar un ied, ar fi dorit el, dar de, dacă trebuie, dacă e punct de mântuire, dacă vrei să-ți păstrezi imaginea, dacă vrei să rămâi în biserică, dacă vrei să pari neprihănit, trebuie și pentru asta s-au inventat tot felul de năzbâtii teologice și de artificii bisericești ca să se păstreze imaginea fariseică. Într-o parte, chefliul, în cealaltă este neprihănitul încruntat. Chefliul a plecat și a dus o viață destrăbălată. Să știți că dintre cei doi, mai degrabă îl aleg pe chefliu și o să dați cu pietre și cu mitraliera mine unii dintre voi apărători ai neprihănirii. Dar vreau să vă spun de ce. Prefer un chefliu destrăbălat pentru că este mai pozitiv și mai deschis și mai conștient și mai asumat decât un fariseu încruntat care nu se gândește niciodată, care nu face niciodată, el niciodată nimic rău. Dar în inima lui clocotește răutatea, nefericirea, măcar el îți mai zice câte o poantă, îți mai zice câte un banc te mai bine dispune, dar ăsta, imediat cum ți-a apărut o tresărire de zâmbet pe față, imediat te cioplește, vezi, domnule, că zicea un frate
foarte sfânt într-o biserică cu accent din acela moldoviniesc. Frate, zâmbești prea mult! Hristos nu a râs niciodată! Și m-am uitat la el tot zâmbind, bineînțeles, că n-am putut decât să râd la inepția asta și am spus, dar unde ați citit dumneavoastră că Hristos n-a zâmbit niciodată? Credeți că acei copii care se apropiau de Hristos, se apropiau de un ursus și de un morocănos, sunt primii care detectează falsitatea și răutatea și încruntarea și care le detestă? Copiii erau atrași de Iisus Hristos. Ori nu poți să fii atras, să fii un magnet pentru copii, decât dacă ei simt iubirea. Ori iubirea nu poate fi exprimată prin încruntare. Te iubesc, dragă! Decât dacă ești un puic alienat la cap. Deci, între cei doi fii risipitori, spuneam că îl prefer pe cel libertin și liberal. Pentru că măcar ăsta este asumat. Dacă bea, bea pe față, dacă curvește, curvește pe față, dacă îi se distreze, se distrează pe față, ăsta la alt, totul trebuie să fie sub aparență. Da? Și dacă nu face anumite lucruri, caută o mulțime de explicații și caută tot timpul să-i judece pe cei care se duc puțin în zona asta a fericirii. Într-o pauză la biserică îmi spunea un frate, frate, decât așa ca ăștia, mai bine mai stricți. Și am zis, frate, decât așa ca ăștia mai stricți, mai bine ca aia la alți, că măcar aia sunt fericiți. Dar ăștia nu sunt fericiți nici aici și nu vor fi nici în împărăția lui Dumnezeu. Zicea un bătrân din comunitate vis-a-vis de duplicitatea asta fariseică. Fraților, știți cum e cu fariseismul ăsta? Îl pot rezuma într-o frază. Lumea asta nu e a mea, cealaltă nici așa, spunea Grai Ardelenesc. Adică te chinui să faci tot felul de lucruri, ești nefericit în viața asta, nici nu te bucuri ca aia la alți. Și nici raiul nu-l moștenești. Și atunci întrebarea mea este, care-i satisfacția ta? Niciuna. Cei doi fii risipitori, chefliul și habotnicul. Între aceștia doi este tata. Și așa cum orice tată și orice părinte nu suportă să-și vadă copiii certați sau neînțelegându-se, numai tată să nu fii. Imaginați-vă, tata în bunătatea lui, care reprezintă pe Dumnezeu, nici măcar un părinte cu defecte, cu probleme, tata care reprezintă pe Dumnezeu a trebuit să vadă cum cei doi fii o iau pe șleauri diferite, la extreme diferite, unul chefliu și unul habotnic, bătut în cap. Cum a fost inima tatălui? Când el cu generozitate le-a împărțit și unuia și altuia binecuvântările sale, averile pentru care el muncise, pe care el le câștigase, ăștia nu au făcut nimica, nici ăsta, nici celălalt. Și la cererea celui mai mic, le împarte averea. Rămâne tata acasă cu bodrângosul, cu nefericitul, cu frustratul, care în fiecare dimineață trebuie să se trezească, să trezește. Și zice tata, bună dimineața, fiule. Bună dimineața. Uite, trebuie să mergem la câmp. Da, știu, trebuie să mă duc să fac asta. Da, avem de săpat, avem de arat, avem. Ah, nenorocitul ăsta s-a dus, ăsta se distrează. Acum stă la cafele și la bere și la distracții cu toate desfrânatele și eu trebuie să muncesc aici. Da, de. Dacă trebuie, dacă e punct de mântuire, frate, ce nu facem noi? No? Strângem din dinți, păstrăm imaginea nealterată și mergem înainte. Dar având tot timpul bomba aceea cu ceas care ticăie, tic-tac, 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 oh, nenorocitul ăla, și mai aruncă ochii peste gard, ah, ce fericit e asta, ce aș face și eu, dar na, dacă
asta e, mi-am asumat-o, acum trebuie să păstrez imaginea și o păstrez și câteodată am satisfacția aceea satanică acuzându-l. Eu nu sunt ca el sau ca ea, eu sunt altfel. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Nu invidiați pe oamenii care se avântă în vâltoarea plăcerilor. E foarte ușor să judeci, însă să știți că în spatele oricărei adicții și în spatele oricărei dorințe de extravaganță, de sfrâu, de droguri, de alcool, de fumat, de ce vreți dumneavoastră, se ascunde o lipsă mare. Da. O lipsă mare în suflet. Un gol imens care nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. Și oamenii aceștia care au acest gol imens în sufletul lor se avântă în brațele plăcerilor crezând că aceste plăceri le pot umple golul existențial. E adevărat că plăcerile aduc bucurie, aduc oarecare împlinire și sunt lăsate de Dumnezeu într-un anumit cadru. Dar să faci din ele un scop înseamnă să nu găsești sensul vieții. Înseamnă să nu-ți găsești rostul în lumea aceasta. Și băiețașul ăsta s-a dus și a început să distreze. Și după ceva vreme s-au terminat banii și a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult și-ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Hedonismul acesta irresponsabil și libertinismul fără rațiune te vor aduce la sapă de lemn. Te vor aduce să paști porcii și să ajungi într-o stare atât de nenorocită încât ai vrea să mănânci roșcovele lor, dar nu ți le dă nimeni. De ce? Pentru că n-ai avut minte, pentru că ți-ai cheltuit resursele, banii, sănătatea, frumusețea poate, într-un mod irresponsabil. Și ajungi atât de nenorocit, gol în suflet, îți dai seama că ai greșit și ajungi să concluzionezi că până la urmă era mai bine acasă la tata. Cu toate regulile alea, cu toate restricțiile, să știți că plăcerile fără un cadru foarte clar și fără restricții în anumite zone te duc la distrugere. Uitați-vă la oamenii care sunt foarte bogați sau care o duc foarte bine, care sunt foarte celebri și care se aruncă în zona aceasta într-un mod irresponsabil. Ce ajung? Unii se sinucid, alții ajung niște epave din toate punctele de vedere. Și stai, te uiți la el, dita mai personalitatea și zici, Doamne, ăsta este. Ce a ajuns? Ce s-a întâmplat cu el? Și ție-ți e milă de el. De ce? Pentru că n-a avut limite. Filosofia aceasta de a da totul pentru plăceri și pentru distracții nu este deloc sănătoasă. Și așa a făcut fiul cel mai tânăr. Și a ajuns să râvnească la roșcovele porcilor. Dar nu i le da nimeni. Și în această situație apare Evanghelia, vestea bună. Știți ce am constatat? Că oricând, în orice situație, Dumnezeu are un mesaj de speranță pentru tine, oricât ai fi decăzut, cu condiția să-ți recunoști starea și să nu încerci să cosmetizezi nimic. Și a venit în fire. Și-a asumat. N-a încercat să dea vina pe tata, pe mama, va, educație, familie, pe biserică, pe nu știu cine, pe strămoși, pe astre, pe univers. Prostii. Ne-a băgat
o anumită latură a filozofiei, psihologiei, ideea că tot timpul trebuie să dăm vina pe cineva din trecut. Nu. Asumă-ți ceea ce ești în prezent. Nu mai da vina pe tata, pe mama, pe nu știu cine. Asumă-ți viața pe care o ai pe baza alegerilor pe care le-ai făcut. Poate că ori fi având și ei o vină acolo, dar să-i blamezi la nesfârșit înseamnă să fii inconștient, irresponsabil și neasumat. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Să știți că fără disciplină, oricât ai fi de prosper, la un moment dat ajungi la sapă de lemn. Dacă nu ai disciplină și dacă nu ai acea rigoare a vieții care te face să mergi pe o anumită direcție și să faci lucrurile într-un anumit fel, să-ți dea satisfacția împlinirii, în cele din urmă ajungi la sapă de lemn. Pentru că și distracțiile astea, dacă o ții dintr-o excursie în alta și dintr-o insulă în alta și dintr-o plăcere în alta și nu te mai oprești la un moment dat să faci și ceea ce trebuie, nu doar ceea ce îți place, ești ca o corabie fără vâsle și fără pânze în viața aceasta. Dezorientat, n-ai nicio direcție, nicio linie pe care să mergi. Și asta nu-ți oferă satisfacție. Mult și-ar fi dorit el să se sature cu roșcovele și apoi a zis: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Din postura de fiu, ajunge să îi invidieze pe argați sau pe angajați. De ce? Pentru că oamenii aceștia, așa, mai prost plătiți cum erau, aveau o siguranță a zilei de mâine și aveau o oarecare rigoare a muncii, o disciplină. S-a hotărât să meargă acasă, să-și asume statutul de rob. Adică și-a zis: oricum nu mai merit nimic, nu mai fiu, gata, nu mai am nicio pretenție de la tată. Mi-a dat, am prăpădit tot și acum ce pretenții să mai am? Nu mai am nicio pretenție. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Wow! Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Câți nu cred că atunci când păcătuiesc împotriva partenerului sau împotriva fraților din biserică? Nu! Când păcătuiești împotriva cerului și împotriva lui Dumnezeu. Orice păcat este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Am păcătuit, tată. Nu mai sunt vrednic să mă mai numești fiul tău. Vreau să fiu o slugă. Știți care este paradoxul aici? Că atunci când îi pretinzi lui Dumnezeu anumite lucruri, n-ai nimic. Sau, cel puțin dacă ai o vreme, prăpădește repede. Și atunci când crezi că nu meriți nimic, atunci câștigi totul. Este ciudat modul în care lucrează Dumnezeu, dar așa este. Atunci când pretinzi binecuvântările lui Dumnezeu, de fapt pierzi. Și așa s-a întâmplat cu el. În momentul în care a venit și a zis: dăm banii, dăm toate astea, le-a risipit în mod irresponsabil. Acum când vine la tata acasă și spune: tată, nu mai merit nimic, nu mai vreau să fiu nici măcar numit fiul tău, numește-mă robul tău. Care este atitudinea tatălui? După ce s-a sculat și a plecat la tatăl său, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Wow! Știți ce am constatat de-a lungul timpului
că se întâmplă în lumea noastră creștină și în bisericile noastre, am luat sabia dreptății care a ucis atât iubirea cât și sufletul oamenilor. Acea dreptate care ucide și iubirea și sufletul. Și culmea, întotdeauna se folosea pretextul: noi vrem să curățim biserica, noi vrem să păstrăm imaginea bisericii, noi vrem să păstrăm dreptatea lui Dumnezeu. Dar ce te-a pus Dumnezeu pe tine, apărător? Sau avocatul lui? Dreptatea care ucide iubirea și sufletele oamenilor. A venit fiul zdrobit acasă. Și vă rog să observați că nu este un caz singular în care păcătoși notori, vameși, păcătoși, curve, notorii, au venit la Mântuitorul și nu le-a zis o vorbuliță despre ceea ce au făcut. Ești un păcătos, ești așa, ești așa, ești așa, trebuie să faci asta, asta, să treci prin depăduchere, de parazitare, prin șiruri de catecheze, ca să deviști un roboțel pe banda mântuirii. Na, nicăieri nu o să găsiți așa ceva. Singurii cărora le-a pus oglinda în față și i-a făcut morminte văruite, fățarnici și așa mai departe, sunt fariseii. Și noi facem exact pe dos. Fariseii luăm și îi punem în ramă, îi polișăm așa, îl punem președinte, îl punem conducător, îl punem prezbiter, îl punem diacon, îl punem toate. Și păcătoșii, șutul, ce trebuie mizerabile ăștia, bai mai și tragem de urechi ca să ne simțim noi bine, că suntem mai sus. Stai acolo, nu, mai ai, păi eu n-am făcut ce ai făcut tu, dar hai să fim înțeleși. Zicea un frate într-o pauză la școala de sâmbătă: păi frate, pe cine să ducă Domnul în cer, dacă nu pe noi? Păi, noi nu curvim, noi ținem cele 10 porunci, noi ținem sabatul, noi dăm zecime. Păi cine să ducă pe nenorociții ăștia care stau pe baruri și fumează și se destrăbălează și care mănâncă carne ca niște lei? Na! Păi nu se poate. Cum? Pe noi! Și zice, frate, mai citește Scriptura, cred că n-ai înțeles o boabă din Evanghelie. Și aici este problema, că această dreptate fariseică ucide iubirea și sufletul oamenilor, îl sfâșie. Observați care a fost atitudinea tatălui. Credeți că tatăl era mulțumit de starea în care a ajuns sau de faptul că i-a cheltuit averea? Nu, dar era mai prețios sufletul copilului său decât banii și averea și imaginea și pedigriul familiei și imaginea bisericii și toate blablaurile pe care le-am inventat noi ca să mascăm o imagine care de fapt nici măcar nu există. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. Tot am auzit că dacă le excludem pe fratele și pe sora, ce o să recuperăm noi păcătoșii? Dar știți ce am constatat? Că majoritatea n-au mai venit în biserică. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să fie făcut preș, nimeni nu vrea să fie călcat în picioare, desființat și umilit într-o asemenea măsură pe care noi am ridicat-o la rang de virtute, încât să fii desființat ca personalitate. Și noi am zis, asta înseamnă să fii pocăit, vezi frate, dacă ești pocăit, vii, mărturisești în fața sfinților farisei, spui tot ce ai făcut și ce ai fi vrut să faci, îți ceri iertare, stai cu capul plecat până mori și oricum nu te spală toate apele de pe Dunăre. Și ne mai gândim noi dacă... Unde ați găsit drăciile astea în Scriptură? Eu nu le-am găsit nicăieri. Fiți atenți. Păcătosul, curvarul curvarilor, risipitorul, vine acasă și tata când îl vede, îi se topește inima de drag și de dor și de milă față de el. Unde sunt astea? La noi. În temnițele Duhului Sfânt, așa cum numea cineva bisericile. Na. Nicăieri. Povești.
Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Vă dați seama ce dor a fost în sufletul tatălui și ce bucurie. Și fiți atenți ce face mai departe cu acest risipitor. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Vedeți de ce prefer eu pe păcătoși ăștia hedoniști? Pentru că rar o să vedeți un fariseu să spună chestia asta. Rar. Foarte rar. Întotdeauna mai vine o codiță, o explicație, un dar. Na, stai că de fapt am făcut pentru că n-o să recunoască decât în cazuri extra-excepționale. Pe când păcătoși ăștia, bețivii, curvarii, toți oamenii ăștia de cea mai joasă speță, așa cum îi considerăm noi, sunt asumați în proporție de peste 90%. Ei știu că fac rău anumite lucruri și le asumă. Dar ăștia nu și le asumă. Răutatea, invidia, bârfa, toate săgețile pe care le îndreaptă spre alții, nu și le asumă. Le pun în numele dreptății, în numele sfințenie, în numele mântuirii, a bisericii, ho-ho-ho, și ce cauze sunt ascunse în spatele fățărniciei. Însă păcătoși aceștia, și le asumă. Și spun, ăsta sunt. Și ce zic eu? Păi, dacă am năpăstuit, dau de 4 ori, Doamne, ăsta sunt. Nu încerc să... Femeia păcătoasă, la fel, vine la picioarele lui Iisus, se umilește. Și toți. Pe de-o parte, Dumnezeu nu le spune nimic și ei recunosc și se pocăiesc pentru că sunt asumați. Pe de altă parte, ăștia la alți, nici când le pui oglinda în față, nu recunosc, nici tăiați în bucăți. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede, nu stai în carantină, cum se întâmplă la noi. Oh, păi stai să vedem dacă te-ai pocăit un an, doi, trei, cinci, șase luni, 10. Să ne dăm noi seama că tu te-ai întors. Observați că pocăințele, convertirile aveau loc instantaneu. Da, noi zicem, da, că e o lucrare a Duhului Sfânt, da, dar tu poți să o monitorizezi, să știi când lucrează Duhul Sfânt. Bun, ceea ce vezi este acum, ce se întâmplă în viața omului și cerința sufletului său de a fi cu Dumnezeu, de a fi mântuit. Asta vezi tu. Nu vezi tu procesul de ani de zile sau de 5 minute în care Duhul lui Dumnezeu convinge pe cineva. De ce ți-ai rolul acesta? Nu, nu-l vezi, n-ai cum. Aduceți repede haina cea mai bună, stole, haina regală, haina de nobil. De ce repede? Să nu vadă argații, să nu vadă toți ceilalți cât de nenorocit a ajuns copilul acesta. Și spune cuvântul să aducă haina cea mai bună, repede, îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Extraordinar! Cât de repede te reabilitează Dumnezeu! De asta, dragii mei, niciun tribunal bisericesc de niciun fel, nu dați 2 bani pe el. Pentru că toate aceste elemente au fost create ca să încătușeze minți și suflete și să le țină acolo în robie. În numele mântuirii, în numele lui Dumnezeu, în numele dreptății, în numele iubirii și tot felul de aberații. La Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu te reabilitează repede. Astăzi ai crezut, Dumnezeu te mântuiește. Astăzi vrei să primești darul mântuirii, Dumnezeu ți-l dă. Astăzi vrei să fii iertat, Dumnezeu te iartă. Nu are nevoie de perioade de așteptare. Știți că și în pedagogie este lecția asta. Dacă tot amâni aprecierea pentru un copil și aștepți să devină perfect ca să-i spui că a făcut bine, l-ai demoralizat. L-ai demontat, e terminat motivația. Vine cu un sâs sau cu un ia acasă, în loc să vezi partea bună a lucrurilor și să încerci să-l încurajezi. Da, dragul meu, uite, aici ai făcut bine, bravo, felicitări. Uite, aici mai ai un pic de corectat, dar sunt mândru de tine. Te iubesc, orice se întâmplă, orice eșec al tău,
mergem înainte. Tata, mama, sunt lângă tine. Noi nu, cât a luat cu tare? E, păi, tu de ce nu poți, mă? Știți? Și sistemul ăsta îl aplicăm și când e vorba de mântuire. Și în loc să încurajăm pe oameni, în loc să-i ajutăm să vină spre Dumnezeu, noi tot punem piedici, mai punem o greutate, încă una, încă una, ca să fie mai jos decât noi, să ne simțim noi bine că stăm pe piedestalul acesta al mândriei și al fariseismului. Dreptatea și neprihănirea care ucid iubirea și sufletul. După ce a fost îmbrăcat, a venit acasă și a dat porunca: aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm, să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit, și au început să se veselească. Tot era frumos. Fiul s-a întors acasă. Ce bucurie, ce dragoste, ce satisfacție în sufletul tatălui că fiul ăsta risipitor s-a întors acasă. Dar intervine în tablou celălalt risipitor de acasă. Frustratul, fariseul, auzi muzică. Ce s-a întâmplat, mă? Bă, ce petre, nu-i sărbătoare, nu-i nimic. Ce se întâmplă, măi? Și întreabă pe una din slujbe: ce se întâmplă? Păi, fratele tău, mai mic, a venit acasă, uite, e bine, sănătos. Așa l-a văzut, pentru că tata imediat a schimbat imaginea lui, l-a făcut să arate ca în vitrină. Și în loc să se bucure, spune cuvântul, versetul 28, că s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Imaginați-vă scena aceasta. S-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Eu cu ăsta la masă? No. Eu cu ăsta în împărăția cerurilor? No. Vedeți cum privim noi mântuirea și cum privim noi pe păcătoși? Și îi reproșează chiar și tatălui. Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Doamne, eu nu mănânc nici carne, nici ouă, nici lapte, nici brânză, țin sabatul, dau zecime, sunt la țiplă cu toate. Și niciodată nu ți-am călcat porunca. Știți, absolutismele astea, niciodată, eu nu, da, sunt tipice fariseilor. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Vedeți? Dracii din el. Acum ies la suprafață. Restul sfințișorul stă frumos în biserică, în bancă, în funcțiile lui, până când nu simte niciun fel de concurență în ceea ce privește imaginea lui, poziția lui, și stă cu fața de măgar, lămâior, nu zice nimic, de un calm enervant, dar el clocotește în sufletul lui. E legiune! Și zici, vai, ce om sfânt, ce om după voia lui Dumnezeu. Însă momentul în care l-a înțepat puțin și dispare aureola de sfânt, atunci vezi câți demoni ești din el. Da. Este foarte interesant cum lucrează aluatul acesta al fariseilor. Și observați că până acum el era ăla cu minte, ăla care rămâne acasă, care nu cheltuie, care economisește, care merge, ascultă poruncile tatălui. Și de asta, dragii mei, fariseismul și îndreptățirea prin fapte nu valorează nici măcar 2 bani în fața lui Dumnezeu. Cu toate că nu justificăm păcatul, dar observați că în Evanghelie
Parcă sunt mai avantajați cei care se duc și se avântă în brațele pasiunii și ale plăcerilor decât ceilalți care se avântă în zona aceasta a fariseismului. De ce? Pentru că ăștia nu sunt asumați și trăiesc într-o nefericire cruntă și au o imagine de sine total deformată. Păcătosul nu zice, eu sunt bine, nu știu ce încerc. Nu! El zice, asta sunt, mă distrez, asta e viața mea. Când își vine în fire, zice, îmi pare rău, am păcătuit. Ăsta la alt? Nu! Poate că păstrează o aură de sfințenie în sufletul lui, însă își dorește să facă anumite lucruri sau poate că în ascuns chiar le face. Și revine la imaginea de sfânt și persecută pe ăștia la alți care le fac pe față. Există și varianta asta. Foarte mulți sfinți din ăștia care îi vedeți așa hipopotam pe la amvoane, numai Dumnezeu știe pe unde și iau statele de plată și câte mai au și de pe unde, da? Sau câte aventuri într-o parte, în alta, dar pentru că au gradele pe umeri, îi protejează la nesfârșit, n-are nimeni nicio treabă cu ei. Pentru că sunt de folos pentru anumite sisteme. Și sunt mulți. Și noi? Vai, fratele! Vai, ce sfânt e! Aoleu! Nu-l auzi nici în microfon când vorbește. Atâta este de sfânt. Însă, în momentul în care cineva apare în fața tatălui și oarecum se simte lezat sau în umbră, să te ferească Dumnezeu de răbufnirea fariseului, că te mănâncă în dinți. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile, ăștia știu, paragrafe, evenimente, minut, secundă, țin contabilitate, la vorbe, la tot. Sunt maestri în a ține evidența la prostii și nimicuri. Tot maestri, dosare, peste dosare, fapte, întâmplări, tot îndosariază ăștia. Și de asta n-au șansă la mântuire. De ce? Pentru că dacă rămân în starea aceasta, nu pot să primească iertarea și nu-și pot corecta starea. Îmi place foarte mult atitudinea tatălui. Și vreau să vedeți diferența între păcătoșii mântuiți și neprihăniții irecuperabili. Păcătoșii mântuiți și neprihăniții irecuperabili. Tata are daruri pentru toți. Și pentru ăștia cheflii și pentru ăștia habotnici. Și spune, fiule, observați căldura din glas, fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Ce nu înțelegi? Unii sunt atâta de închistați, atâta de încruntați, crezând că Dumnezeu își termină binecuvântările pentru ei. Dar spune, tată, da, am binecuvântări suficiente și pentru tine și pentru toți păcătoșii din lumea asta. Nu este concurență la mântuire. Am pentru fiecare dintre voi. Tot ce am eu este al tău. Nu mai știți? Tocmai aici este problema. Când crezi că lucrurile ți se cuvin, n-ai de fapt nimic. Când ajungi să înțelegi că nu ți se cuvine nimic, începi să ai totul. Păcătoșii mântuiți și neprihăniții irecuperabili. Unul s-a dus, s-a avântat în lumea aceasta să se distreze. Și nu spun că e o virtute în a păcătui. Poate că unii o să trageți concluziile astea. Dar aș vrea să vedeți tabloul de ansamblu. Că mai degrabă se pocăiește unul care stă în mocir la păcatul, pentru că vede un contrast atât de mare și își asumă.
decât unul care tot încearcă să cârpească imaginea lui, să o polișeze, să arate cât de bun, cât de sfânt este el în fața lui Dumnezeu și în față de ceilalți. Păcătoșii mântuiți și neprihăniții irecuperabili. De aceea putem să vedem în lume atât de mulți fii risipitori care au nevoie de Evanghelie, care au nevoie de vestea bună, să audă că Dumnezeu iubește și primește acasă. Și avem atâția neprihăniți încruntați. E plină lumea de ei. Care îndreaptă degetul amenințător și care tună cu anateme și cu judecăți și cu tot felul de scenarii negative în mințile oamenilor ca să-i țină sub control. Însă Evanghelia aceasta împărăției, spune Mântuitorul, va fi propovăduită în toată lumea. Când vorbești de Evanghelie, vorbești de veste bună. Când vorbești de veste bună, vorbești de descătușarea sufletului, vorbești de fericire, vorbești de libertate. Și noi putem să jucăm tot timpul între aceste două extreme, între acești fericiți, risipitori și neprihăniți încruntați. Nici unii, nici alții nu sunt mântuiți dacă nu vin spre Tata, care este la mijloc și care așteaptă ca și unii și alții să se întoarcă acasă. Din nefericire, mai mult păcătoși ăștia pe care noi îi considerăm irecuperabil se întorc spre Dumnezeu, spre Tata și își dau seama că nu mai sunt vredni să fie numiți nici măcar fii, ci robi. Și din nefericire, cei neprihăniți, irecuperabili, încruntați, serioși, care au toate regulile la degetul mic, ei sunt departe de Dumnezeu, pentru că n-au nevoie de Dumnezeu. Îl consideră un stăpân aspru, părtinitor, care abia așteaptă să-i chinuie și se simt ca în surghiun pe moșia Tatălui. Am această veste bună pentru tine, că mântuirea este pentru cei mai păcătoși oameni și că Tata te așteaptă acasă oricât de mult ai fi greșit. Tata vrea să te ia în brațe. Tata vrea să-ți dea haina regală. Tata vrea să-ți dea acel inel al autorității. Vrea să-ți dea încălțămintea în picioare, să te reabiliteze. Și nu azi, nu mâine, nu ieri, nu alaltă ieri, nici într-un viitor îndepărtat, ci acum, în clipa aceasta. Oferta aceasta lui Dumnezeu este cât se poate de generoasă și arată că El n-are o problemă atât de mare cu ceea ce ai fost, ci vrea să devii cineva pe viitor. Cine poate să ofere sau să refuze această ofertă a lui Dumnezeu? Primește-o chiar acum!